Parcul industrial Bumbejiu se pare că se confruntă cu o mulțime de probleme din pricina rețelei de curent extrem de învechite. În prezent există un proiect ce vizează punerea în funcțiune a unei rețele noi. Ultima avarie a fost chiar ieri, când în încercarea de branșare a uneia dintre rețelele noi, curentul a fost întrerupt, iar la repunerea în funcțiune acesta nu a mai cuplat. După multe încercări și intervenții, conducerea parcului împreună cu echipa tehnică au reușit să remedieze problema, iar agenții economici au beneficiat din nou de curent. Pentru înțelesul privitorilor noștri este, vreau să spun, lipsa de agreiere, ca să zic așa, între echipamentele tehnologice ale anului 1975 și 2021. Și a trebuit să reluăm toată procedura astăzi împreună cu reprezentanții CEZ-ului, reprezentanții uzinei. Nu vă spun agenții economici în ce stare de agitație se aflau la ideea că iarăși nu avem curent în parcul industrial, dar de azi dimineață, de la ora 7, de când suntem pe teren, am reușit sectorial, ca să spun așa, pentru că asta a fost strategia, am reușit să punem sub tensiune întreaga rețea până la, să zic, la priză. Pentru că aseară, când CEZ-ul, distribuție Oltenia, cum se numesc mai nou, au făcut aceste probe, a apărut un dezechilibru în întreaga rețea, care toate releele și automatizările dumnealor au decuplat automat rețeaua. Am reușit astăzi să o punem sub tensiune iarăși. Sperăm să ne țină până la darea în funcțiunea celei noi. Dar n-aș vrea să fie nimeni în pielea noastră, mai ales a mea, de aseară până astăzi la ora 9:30, când am reușit să o punem sub tensiune. Conform directorului Eftimie Popescu, următoarea întrerupere de curent pentru a putea continua lucrările va avea loc duminică. În prezent, în parcul industrial Bumbejiu activează 7 societăți comerciale cu un număr de aproximativ 400 de angajați.